Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă invit la Pască tradițională! Bună ziua, dragii mei! Astăzi o avem invitată în bucătăria Bubu Cuisine pe bunicuța mea, adică pe Mamaia. Am invitat-o la noi pentru a ne arăta o rețetă, cea mai bună rețetă de Pască. Mamaia sărumâna, bine ai venit la noi! Haide să vedem ce facem aici! Deci aici am pregătit aluatul pentru pască. Este același aluat pe care l-am folosit la cozonaci. Linkul îți veți găsi în descrierea acestui videoclip. Iar acum, mai departe, vă las pe Mamaia să vă prezinte rețeta ei de pască. Cum rupem coca. Punem prin planșetă. Mai rupem puțin că nu ajunge. Și trebuie întinsă cu un făcăleț. Acum întindem foaia pentru pască cu făcălețul. Întindem frumos. De unde ai învățat să faci pască, Mamaie? De la bunica mea. Dumnezeu să o odihnească. Și de câți ani faci pască și cozonaci? De mult. De la rusa de 15 ani. Trebuie să vă spun că bunica, Mamaia, face cei mai buni cozonaci. Bun, ce facem acum mai departe? Luăm tava. Tava pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Și acum punem foaia pe fundul tăvii. O așezăm frumos pe tava, așa. Punem tava aici. Și acum rupem coca iarăși pentru a învârti. Facem aluatul ca să-l putem modela. Nu mai trebuie făcăleț, nu mai trebuie nimic și facem așa ca la colaci, cum facem la revelion. Adică îi împletim. Împletim, da. Punem foarte puțin ulei ca să întindă coca. Să nu se lipească, nu? Nu se lipească, da. Parte am făcut. Mai rupem o bucată de cocă. Și o mai modelăm puțin. Și o facem și pe asta la fel ca prima. Și acum o împletim. Acum o împletim ca pe un colaci. Ca pe un cozonac. Așa împletim și cozonacul. Așa. Și partea strântă la fel.
Și acum luăm tava și o așezăm în tavă. O punem deoparte. Acum o punem deoparte. Și mai luăm puțină cocă. Iar o modelăm. Rupem în două și facem așa. Vă punem așa cruciș și iar împletim. Și aici iarăși împletim. Și aici rupem așa o bucățică ca să putem fie dreaptă. Punem aici la mijloc. Mai punem puțin în cocă. Punem iarăși puțină cocă. Iarăși o sucim. Acum tăiem în jumătate coca și punem aici. Punem așa aici la mijloc să formăm o cruce. O cruce. Acum lăsăm puțin să crească până crește la tavă. La dospit. La dospit. Cât tava. Să crească cât tava și după aia în găurelele astea patru punem brânza. Adică în buzunărașe. Da, în buzunărașe. Bun, da. Revenim imediat cu umplutura. Da. O punem la dospit la loc cald, da. Și o acoperim, nu? O acoperim, da. Bun, haideți să vedem. Punem la căldură acum să crească. Și acum o acoperim să crească coca cât tava. Cât timp pasca este la dospit, ne vom ocupa de umplutură. Avem jumătate de kil de brânză de vaci peste care am presărat puțină sare, coaja rasă, puțină coaja rasă de lămâie, puțină drojdie, stafide hidratate,
două gălbenușuri și două plicuri de zahăr vanilat. În continuare o las pe mamaia să pregătească aici umplutura pentru Pască. Acum punem drojdie o bucățică. Acum punem lămâia, coaja de lămâie. Acum punem zahărul vanilat. Mama e, da, când e gata, așa e, când mă las și pe mine să gust puțin. Da, sigur că da, trebuie să gust, să vezi cum am făcut. Și acum punem strafidele. Vedem, punem toate sau jumătate. Cred că jumătate ajunge. Și acum punem gălbenușul de ou. Și acum le și amestec. Amestecăm. Acum amestecăm brânzica cu strafidie și cu gălbenul de ou. Acum punem zahăr. Zahăr punem după gust, nu? După gust, da. Și amestecăm tot zahărul cu brânza, cu ouăle și strafidele. Coaja de lămâie. Eu trebuie să gust puțin, îmi pare rău, dar atât de bine arată. Ia să vedem cum a ieșit. Ce bună este! Foarte, foarte bună! Mai punem un pic de zahăr. În continuare, punem din umplutură în buzunărașele păștii. Punem brânză. Până umplem buzunărașul cu brânzică. Ce bunătate! Și dacă mai crește ea coca, mai umplem cu brânzică buzunărașele. Acum îi lăsăm puțin să mai crească coca și dacă mai trebuie, mai punem. Să ungem Pasca cu gălbenuș de ou. Și de ei o suprafață frumoasă. Deci ai pus, ai amestecat, ai bătut două gălbenușuri cu două linguri de lapte. Da. Și acum să mungem Pasca să arate frumos. Am scos Pasca de la cuptor, iar acum mamaia o unge cu apă și cu zahăr. Corect, mamaie? Da. Ca să dăm bibeluciu. Foarte frumos a ieșit. Abia aștept să o gustăm. Doar că trebuie să o lăsăm la răcit. Merge foarte bine cu o cană de lapte cald sau cu ceai, nu mai e? Da. Sau cafea, cappuccino.
o lăsăm la răcit în tavă, iar după ce se va răci complet, o vom scoate din tavă. Pasta noastră v-a plăcut și dacă v-a plăcut, vă poftesc să faceți și dumneavoastră și vă doresc un Paște fericit, Hristos a înviat și tot binele din lume vă doresc. Într-adevăr, Pasca este foarte, foarte reușită. Mulțumim, Mamaie, pentru că ai venit în bucătăria noastră și că ai împărtășit cu noi rețeta mătale și te mai așteptăm cu drag și altă dată la noi în bucătărie. Mulțumim frumos, poftă bună și Paște fericit! Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut rețeta bunicii mele de Pască și că o veți încerca și voi. Vă doresc sărbători fericite și luminate alături de cei dragi. Hristos a înviat!